Bine ați revenit la mobilissimo.ro! A sosit Samsung Galaxy A52 5G. Au venit niște atribute de la flagship-uri și au ajuns pe telefoanele mid-range, inclusiv la Samsung. Acum avem 5G, difuzoare stereo, stabilizare optică, jack audio, încărcător la pachet chiar. Acesta nu este primul contact cu telefonul. Am făcut un hands-on atunci când a apărut, așa că avem niște impresii un pic mai cristalizate decât la prima atingere. Acum o să aflați ce primim în cutie și cam care sunt atributele telefonului, mai ales în plus față de A51 și chiar și cel separă și îl distinge față de seria S21. Acum, ceva are în comun. Modulul camerei, ăsta din spate, are un design similar cu S21, doar că e mutat un pic mai spre centru. Știu, avem varianta albă, era mai flatantă cea albă asta sau violet, dar lucrăm cu ea și cred că ați văzut în hands-on o altă variantă de culoare. Acum telefonul a pornit deja, i-am făcut și un setup, nu mai ocupăm timpul cu asta, așa că trecem direct la treabă, începem unboxing-ul lui Galaxy A52 5G. Se dă drumul. Iată-ne și cu Samsung Galaxy A52 5G în fața camerei. Observați că are muchile din jurul ecranului destul de groase, dar, atenție, sunt simetrice. Și orificiul camerei selfie nu e chiar mare, în vreme ce spatele, iată-l aici, modulul camerei este evident inspirat de cel de pe seria Galaxy S21, doar că nu se înfășoară în jurul colțului, ci e mutat mai spre centru. Și fiind alb pe alb, e foarte bine deghizată protuberanța, ce e drept mică, a acestei camere. E de admirat, mai ales că avem stabilizare optică. Telefonul măsoară 8,4 mm în talie, deși eu îl simt mai gros și cântărește 189 de grame. E genul de telefon care pare destul de masiv până te uiți la cifre și îl mănuiești câteva zile, apoi o să vezi că e destul de comod. În față are Gorilla Glass 5 ca protecție, iar în spate avem un plastic, mă rog, Samsung îi spune oficial, sticlă acrilică. Hai să vedem ce se află sub acest capac. Dacă Oprah pune cadouri sub scaunele participanților la emisiune, Samsung pune acest plic în capac. Aici avem cheița care oferă acces la sloturi și aici găsim următoarele. Quick Start Guide și Warranty Card, garanție și manual. Toate bune și frumoase până acum. Aici avem încărcătorul, ceva ce nu s-a dat cu seria S21, conector USB-A. Și din câte citesc eu aici foarte rapid, văd alimentare până la 7,8W, deși telefonul se încarcă la 25W. Ori n-am citit eu cu răbdare, ori rămâne să vedem. Ar fi păcat, dar să vedem. Ok, mai departe avem cablul de la USB-C, adică ăsta mic de aici, la USB-A. Îl conectați la PC și la acest alimentator până nu vine Apple la toamnă să scoată telefonul fără porturi, să trecem cu toții la wireless. Dar asta e total altă poveste. Revenind la smartphone, v-am zis că prima impresie o să fie că telefonul e destul de masiv, apoi te trezești că îți este foarte comod în mână. Ecranul ăsta pe care îl vedeți aici este clasicul Samsung, nu se putea fără, este un Super AMOLED. Unul de 6,5 inch cu rezoluție Full HD Plus și marea noutate pentru seria Galaxy A e faptul că are refresh rate mare. Cred că se vede treaba asta și la fluiditatea de scrolling și în toate mișcările astea pe care le poți face pe ecran și în diferite liste, dar scrolling-ul mi se pare cel mai relevant. Refresh rate de 120 Hz, chestia asta nu mai este asociată doar flagship-urilor, a coborât și în zona mid-range, ba chiar și pe telefoane ieftine. Îl poți seta la 60 Hz dacă vrei să faci economie de baterie. Trecând peste ecran, ne întâlnim cu un prieten mai vechi de-al nostru, nu chiar așa vechi totuși, Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Un procesor de 8 nanometri octa-core văzut de noi pe două telefoane, Xiaomi Mi 10T Lite și Samsung Galaxy A42 5G, care la debut a fost cel mai ieftin telefon Samsung 5G. Apoi a venit un A32, o versiune de A32, parcă. Avem și 8 GB de RAM și 256 GB de stocare, suntem norocoși pentru că telefonul are și o variantă cu 6 GB de RAM și 128 GB de stocare. Vestea bună e că primim slot microSD. E, Galaxy S21 nu are treaba asta. Și o baterie avem aici, dacă ne lasă reclama asta la jocul Match 3 să vedem. Avem o baterie de 4500 mAh care se încarcă la 25W și pe hârtie ni se promite faptul că vom ajunge la 50% alimentare în 30 de minute. O să vedem. Pe partea acustică ne întâmpină difuzoare stereo, unul este jos și unul este sus, este vorba despre earpiece integrat atât de bine că aproape nu-l văd, este poate una dintre cele mai subțiri fante
din câte am văzut în ultima vreme. Foarte tare. Revenind jos, avem difuzor, port USB-C, microfon și jack audio, o altă prezență foarte rară pe telefoanele din ziua de azi. Dacă vreți să intrăm și în conectivitate, așa cum spune și numele procesorului, avem parte de 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, primim și GPS, iar portul ăsta este USB-C 2.0 și mai avem și NFC. Pentru securitate, este un cititor de amprente optic integrat în ecran, care face o treabă destul de bună de blocare, iar dacă vreți să vorbim despre camere, începem cu cea selfie decupată în display. Este o cameră de 32 de megapixeli care, atenție, filmează 4K. Poți să faci niște vlogging deloc rău cu această cameră. În spate lucrurile devin și mai interesante. O cameră quad cu blitz LED și senzor principal de 64 de megapixeli. Acest senzor principal îți aduce stabilizare optică. Apoi vine camera ultra-wide de 12 megapixeli și o cameră macro de 5 megapixeli și una bokeh de 5 megapixeli. Astea două din urmă au fost văzute și anul trecut pe A51 și A71, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Și acest modul filmează 4K, exact precum camera din față. Evident, 30 de FPS. Dacă intrăm acum rapid, ia să folosim cititorul de amprente, intrăm în interfața camerei și hai să confirmăm treaba aia cu 4K-ul. Vedeți? UHD în stânga sus, deci filmează 4K fără probleme. Dacă tot suntem aici, hai să vă arăt și noua opțiune Fan, un parteneriat între Samsung și Snapchat. În fiecare zi o să vă aducă niște filtre noi și haioase. O să vă puteți pune tot felul de colaje, mustăți, urechi și alte nebunii, inclusiv o mască facială. Dumnezeule, cum ies eu de aici? Ok, revenind la camera principală, aici avem și single take, cu acea serie de extra opțiuni mulțumită AI-ului care aplică filtre, încetinesc sau accelerează timpul. Asta este zona foto, cu alternare între zoom și wide și camera principală. Mai avem și night mode, mai avem și video, dar și zona more, unde găsim câteva atribute binevenite în telefon mid-range. Food, macro, portrait și pro video mi se pare cel mai important aici, în care putem face reglaje destul de multe la filmare. Avem ISO, avem expunere, avem shutter, avem focalizare și balans de alb, așa că avem destul de multe opțiuni. Cât despre software, este Android 11 cu deja faimosul One UI 3.1 aplicat peste. Știm cam cu ce se mănâncă, la urmă am făcut 3 recenzii de telefoane S21, S21 Plus și S21 Ultra. Și cam atât, cam asta ar fi de spus despre telefon la al doilea contact, primul a fost hands-on-ul. În afară de varianta aceasta albă, este și una de culoare neagră, una violet și una albastră. Telefonul costă în jur de 2000 de lei, poate mai mult, poate mai puțin, dar gravitează în jur la 2000 de lei. Și v-am zis, ca look, pare puțin butucănos, masiv, dar cu siguranță e comod, iar ecranul, plus procesorul, plus camera, îl fac să pară un telefon pentru multimedia, cu siguranță bun de gaming. Asta pentru că are ecranul ăsta plat, are refresh rate-ul cel mare, îl ține și procesorul, așa că gamerii o să fie foarte mulțumiți. Rămâne să vedem cum stă cu acustica, cât de repede se încarcă, cât de repede se descarcă și ce știe camera din spate. Hai să vedem. Urmează recenzia în curând, stați pe aproape pe mobilisimo.ro, nu uitați like, subscribe, share și rămâneți cu noi. La revedere!